Îi zice o babă lui Ceaușescu, îl pupă. Veni să Ceaușescu într-o piață, nu știu și-o o babă să-l pupe. Mă a taiește... m -a ta dat decretul să fută tineretul? Aoleo! Da, da, da. Uau, da. uau, wow, wow, wow. A fost foarte distractiv da, când da, am man. auzit. Îmi pare rău, dar asta trebuie tăiată. Că nu... <laughs> Salutare oameni buni, eu sunt Zob și voi urmăriți primul episod al podcastului Bumărul și Milenialu, un podcast despre generații. Exact, exact. Ai zis, exact. foarte frumos, nu știu, te-ai pregătit mult, scris? M-am pregătit, să se... dar știi cât am repetat? O grămadă. Dar tu ai, am văzut că ai scris acolo foarte multe, da, da, dar da. nu e numai cu Zob, este Pet cu Zob, deci pe pet Petcul face Zob. Așa este. Și mai mult decât atât, în Ungurește, după ce știu eu, Zob înseamnă. Orz. O, orz. orz sau o văz. Sau o văz. Da. O, orz sau o văz. Deci, până și asta știm. Deci, noi suntem aici Unguri sau. Nu suntem Unguri, avem, avem un trecut despre care putem să vorbim, dar până atunci. Puțină muzică. Puțină, Puțină muzică. Am adus pentru că este episodul ta? pilot, nu este ziua mea, da. dar este. Așa se face la noi la Sinaia, pentru că de acolo okay. sunt. Uh, dragi prieteni, pot să vă anunț încă din aceste momente că acest podcast este va fi. Este și va fi un podcast despre viața noastră de zi cu zi, cum vedem noi lucrurile, oamenii boomer, adică eu, oameni mai în vârstă, vai de capul lor, care abia au coborât treptele până în acest frumos loc deosebit. Și cum văd lucrurile cei care sunt mileniali, adică cei care s-au născut aproape de sfârșitul mileniului trecut și care ei le știu oricum pe toate, dar văd că se și pricep și. Băi, dar ce... Ia auzi ce, su... Ia auzi ce sunet, adică e... Excepțional sunet. Te rog. Să știi că este... Să știi că este... este... că puteți vedea aici un prim plan uh, mai apropiat. Charme de la mea, scrie pe acest <laughs> pahar. Uh, chiar din pahare roz n-am mai băut. E? Dar uh, să știi că pentru orice este un început. Sper că îți plac paharele, le-am luat special pentru tine. Le-ai luat de la fetiță, de la gura <laughs> fetiței. De exact. De fapt, iubita mea mi-a zis, te rog să iei paharele astea. <laughs> Așa că... Mai să fii -un ceas Hai, bun, Să noroc. începem dezbaterea între generații, dragi să înceapă. prieteni. Începem dezbaterea între generații între doi oameni care sorb câte ceva. Să știi că uh, m-am gândit să... Ah. m-am gândit să-ți fac o bucurie și ți-am adus un vin pe care îl știu de la tine. Mi-ai făcut o mare bucurie pentru că, dragi prieteni, acest domn nu știu cine l-a învățat... Tot un bătrânel luat de pe stradă și traversat cu orice preț trecerea de pietoni l-a învățat că o scaia băut la timp și răcit cum trebuie face foarte bine. Așa Acum, eu, de beam, de... eu beam doar buciumeni înainte să te cunosc pe tine. Nu știu ce este buciumenie. N-ai auzit e... de buciumenii? Nu? Uite, ce este... vezi deja. Buciumeni în e un cartier? Nu, buciumeni era un, un vin pe vremea, pe vremea mea când eram Așa. eu tânăr și beam în curtea școlii un, Da, un vin la, la, pet de 2 litri. A. Era ceva absolut fin. Dacă îmi permiteți, domnul da. Zob, dacă îmi permiteți, aș dori uh, să spun că vin la pet nu se există este... Vinul se ține în sticlă. O sticlă de plastic, scuză-mă, uite, dacă vrei. o sticlă de sticlă. O sticlă în de... plastic de... nu se poate ține pentru că își pierde toate elementele oligo alea care îți vin la nas și pe, pe aici papile. Deci ăla nu-i vin. Nu e deci tot... Vinul lui Dinescu nu-i vin. <laughs> mă scuzați că știu. era un de alea de 5 litri. Gândește-te că ăsta era, era un vin uh, la care se făcea chetă <laughs> și era nu știu cât, adică Costa foarte puțin oricum, știi, se făcea <laughs> chetă și... Dacă-mi permiteți, noi ne-am luat cu băutul, că nu așa ne stă bine să începem cu băutul, dar aș dori să mă prezint, mă numesc Silviu și Petcu, de asta Petcu Zob, și uh, veți vedea părerea mea despre lucruri din părerea mea de om mai în vârstă. Ce te spune el, Alex Habarnam, nu știu Corect. la ce se va referi. Să știi că eu m-am tot gândit uh, cum să începem podcastul ăsta. Nu știu și cu băutul, și, nu, asta cu e foarte băutul. Bun. am zis că asta da, cu, cu băutul să începem că cred că ne pricepem amândoi destul da, de bine decât de cât, așa. Adică am avut niște antrenamente Am avut niște antrenamente la un moment și am observat dat. că acum dau din casă, dragi prieteni, Mama. acest domn chiar și înainte când a fost el prima oară să facă stand-up și avea niște emoții fantastice și a zis că uh, Dar nu era prima dată, dar mă rog În vine, era, așa, da, așa mi-a zis mama, am stand-up oh, da. mama, stand-up în seara asta. Și nu și găsea consoalele, știți? Și <laughs> erau niște probleme de emisie și atunci noi am mâncat la prânz frumos cu familia, tururururub și ne-am întins, până noroc că sunt foarte multe baruri de vin până la locul de stand-up. S-a consumat ceva. Eu m-am dus acasă, n-am mai apucat să mă duc să-l văd ce spune, că nu mai aveam receptoarele tip urechi, nu mai funcționa. <laughs> El, în schimb, s-a dus și ca și a avut succes. De unde rezultă da. că... Și bă, băutura, bă, frate, băutura este secretul. Este secretul și trebuie să te și ții de ea, clar. Fii atenție. Eu, chiar zic, am... Ai zis că să începem de undeva. Da, de unde că am secret? zis să începem, să începem de undeva și... Uh... M-am tot scris acolo, poți uiți pe aia, m-am tot <laughs> m-am tot gândit și până la urmă nu mi-a venit nicio idee, așa că m-am uitat la Netflix. <laughs> că asta asta facem în momentul în care uh, nu avem idei, nu avem idee. Ce mai făcut alții, mai făcut alții. alții exact. Da, și sunt, acolo am văzut mai un gândit și alții înaintea noastră. E bineînțeles. Ei doamne. Da. Și uh, acolo am văzut un uh, un documentar, o serie foarte mișto, uh, care se numește Pretend It's a City și, mă rog, în seria asta o doamnă scriitoare care are undeva la 70+, plus. Okay. vorbește despre viața din New York, vorbește despre uh, o grămadă de subiecte. Doamna este foarte tonică, este foarte mișto. Uh, cel care o intervievează este ori Scorsese, ori Spike Lee, Mamă, sunt... dar doi regizori beton Da, da, doi regizori beton uh, Mă rog, Agica a făcut la un moment dat A apărut și în uh, The Wolf of Wall Street uh, Ea, ea în ca rolul, personaj da, ca personaj în rolul uh, Judecătoarei ah, ce Din bucă. film a distribuit-o Scorsese Dar ce voiam să zic este că Tipa vorbește foarte, foarte Fain uh, Și la un moment dat vorbește despre Generații uh -huh. Și zice că Ea nu prea poate să-și să dea seama să cunoască alți oameni în af cu adevărat, în afară de un, să zicem un plus minus 10 ani peste sau sub vârsta ei. Pentru că la o diferență mai mare de plus minus 10 ani, lucrurile se schimbă pentru ea destul de tare, în sensul în care nu înțelege cum se îmbracă oamenii. Nu înțelege. Aici eu am o problemă. Da. Sau nu am o diferență, așa mare. Adică, în, momen, în momentul în care ea, da, vede, da, da. Uh, ea vede pe cineva care este în această marjă, da, uh, înțelege, a, ok, ai pantalonia, înțeleg de ce ți-ai pus pantalonia. Sau, e într-o librărie, uh, e cu o carte în mână o persoană, da, din, uh, din zona apropiată, da, de zona vârstei, la fel, a, înțeleg de ce ți-ai luat cartea. Tot ce este plus sau minus mai mult de atât, deja nu prea mai înțelege. Și voiam să te întreb, mi se pare un te... punct bun de plecare, voiam să te întreb dacă cumva uh, simți uh, tot pe acolo, adică. Mai sincer, nu simt chestia asta. Adică pot să simt chestia asta la doar la persoanele care sunt cu plus uh, 10-15 ani. Dar tot ce este minus, uh, mie mi am Înțeleg. înțeleg. Cam tot, adică da. înțeleg chiar și, cum să spun, chiar și pe copii, adică cei care sunt cu multe zeci de ani, mai puțin decât am eu acum. Pentru că întotdeauna mi-a plăcut, ai și observat asta, că întotdeauna mi-a plăcut să văd oamenii în acțiune, bine, în zona asta artistică, indiferent de vârstă. Uh, și cum eu am ajuns la destul de sus, mă uit mai ales în jos la vârstele tinere, pentru că îmi place foarte mult să văd creativitatea lor și să mă duc să văd, dar nu mă interesează că sunt îmbrăcați. Nu înțeleg pe moment că uh, este doar un exemplu cu îmbrăcămintea, da, dar îmbrăc, sunt da, multe dar uh, obiceiurile uh, nu că le ignor, dar nu mă deranjează, adică da, da, da. dacă omul are ceva de făcut, face altceva, nu e nicio problemă, sau mănâncă altfel, sau are alte obiceiuri de mâncat, de băut, de nu mai știu eu ce, nu putem spune chiar tot, vezi, uite și asta e o problema mea, că nu pot spune chiar tot, chiar dacă suntem aici la... Uh, cum se cheamă asta, internet, nu? Așa? <laughs> așa, ta, ai. Uh, așa, ta ta așa ta. E sigur. Auzi, da, știi, iartă-mă că, că te întreb, știi uh, expresia OK Boomer? OK ai auzit? Boomer, băi Știi, frat? nu? Am auzit am auzit expresia Dar am știi în ce, știi care e Pentru că am vrut să vin aici, da. aici pregătit, și nu am înțeles-o. Nu ai înțeles-o? Adică OK Boomer, lasă-ne. În sensul e un asta? fel de lasă-ne tataie. Lasă-ne Așa mi-o traduc. Dar să nu e neapărat, că... adică, adică uh, e vorba de cineva care uh, este mai tânăr decât altcineva. Nu trebuie neapărat să fie din uh, din uh, categoria aia, adică Aha. din boomer. Poate să-mi să zică și mie, de exemplu, da? Poate să-mi da, zică mie un unul de 18, unul unul să 18 ani să zică lasă-mă. Ok, okay. Boomer. boomer. În sensul în care, de exemplu, eu zic. Uh, uh, Băi, mie nu-mi mie nu place, pă, nu știu, Starbucks, uh -huh. știi? Și ăla zice, ok, okay boomer, la... adică, adică nu, înțelegi înțeles, tu, da. nu înțelegi tu, tu nu înțelegi tu, tataie, nu înțelegi tu, da, da. Care mezzu, care nu înțelegi tu nuanțele, da? adică sunt adică nuanțe da, la da, Starbucks, da. nu le-ai înțeles tu. Așa este. Da. Uh, asta am înțeles-o. Uh, ce am, ce am străbătut așa pregătindu-mă pentru această emisiune mai serios, nu cum fac de obicei în mod neserios, am constatat că americani în partea sociologii vestici au stabilit niște generații da. Deci începând după război, înainte de război este silent population Silent generation, da Silent generation, deci oameni care sunt tăcuți Tu ai înțeles, scuze-mă, ai înțeles de ce ar fi numită generația respectivă silent generation, generația am tăcută? Am încercat să înțeleg Eu am găsit două motive îți zic eu, eu, dacă... eu un singur motiv mi l-am explicat că n-am priceput din explicații. Da. Pentru că ei luau de bună ceea ce le se spunea. Adică nu erau răzvrătiți, nu exista în, în structura lor mentală, nu da. exista o chestie. Bă, dar de ce mai pus să fac asta, șeful? Nu exista. Uh, Aveau un, un respect pentru oamenii care respect, îi conduceau, exact, nu? Nu? pentru orice, adică omul cu bani, patronul. Da, da. Om, uh, nu zic de stăpânul de sclav, că nu mai erau sclavi în perioada aia, dar. Uh, era o autoritate, ăla care îți dădea de muncă în primul rând. Da, da, da. Adică, bă, am de făcut un gard. Eu dacă spun, îți aduc mâncare, îți aduc un șopron unde dormi și nu ies din cuvântul lui, pentru că-i că eu nu, dacă nu mai îmi dă mâncare și bani, î... Eu sunt în aceeași situații de căcat care eram înainte. Adică da, trebuie da. să îl ascult pe ăla. Că e politician, că e polițist, că i jandarm, că e ce-o fi el, îl ascult pentru că altfel nu am cum. Eu fiind un. mai nimeni. Eu am găsit două, două variante. Una, sau mă rog, două motive. Primul ar fi că după război le era destul de greu să facă foarte multe lucruri, să să găsească de lucru, să facă multe alte lucruri și erau destul de nu știu, de de tăcuți în sensul ăsta de neliniștiți, de și al doilea că părinții le spuneau foarte des să tacă din gură. Păi, asta am găsit-o da, într-o da, da. chestie Bine, asta mi se pare că e în multe alte generații Nu știu cum de au uh... În multe generații la noi La noi, da La noi, la noi dar Asta a fost uh, uh, toată copilăria noastră a mea cel puțin, dar bănuiesc că a fost foarte asemănătoare cu acelorlalți colegi de clasă de liceu de a generației mele Era evident că uh, trebuie să să sigura, în primul rând, na, noi cu comunismul trebuia să avem grijă ce vorbim, chiar dacă acasă se spuneau alte Corect, chestii da. sau să ascultea Europa Liberă, cum ieșeai pe ușă, trebuia să ai cu totul alt discurs de, de dublare asta a personalității, una ești acasă și una ești în societate, a fost până în 90, cheia de lăcată, cheia de bolta întregii, Conviețuirea noastră. Toată lumea știa să-și să, știa să că știa că că își țină gura, da trebuie să fii mai atent la trebuie să lăsă rozul ăsta că nu îmi face bine deci de fapt tu înțelegi foarte bine Silent Generation eu Silent adică... Generation înțeleg foarte da. bine pentru că exact asta se ne spune ai grijă cu cine vorbești, ai grijă ce faci nu vorbi, nu vorbi neîntrebat, asta era standard la școală bănuiesc că și acum în 90% din clase sau 60% da. abia când ne uităm la televizor după anii 90-2000 și vedem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat de fapt în democrațiile celelalte. Mm. Că foarte mult lume, că ce bine era pe vremea lui Ceaușescu și ce școală bună se făcea și ce de rahat este societatea capitalistă că ne învață toate porcările. Astea sunt niște frustrări groaznice, dar societatea capitalistă asta te învață să vorbești și să-ți susții un punct de vedere. Corect, da. Ceea ce nu se învață în, în, în cel puțin eu și cei de o, pot să... ca pe fiul meu, ești de o vârstă cu băiatul meu, nu i-a învățat nimeni la școală cum să... în sistemul românesc vorbesc. Corect, da. Cum să susțină un punct de vedere. Că-i bun, că e rău, nu contează. Să aduci argumente și să spui. Abia deci... în ultimii ani s-au întâmplat tot felul de debate-uri și sau. Dar da, Asta așa este. Asta la societății, la anumite licee, la anumite... Deci nu vorbim că-i mare, da, adică da, nu așa e așa, e așa. Că vor profesorii să fie așa. Asta e cu totul altceva asta e cu totul ceva. ține de om și de educație și de deschiderea lui pentru mai departe, dar sistemul ca atar este anchilozat este ținut în continuare în ceea ce am făcut noi și noi asta am învățat Tași din gură, te duci la școală, ieși cu minte nu spaci, nu faci nu, nu dreci, nu vorbești, ai urea mm -hmm. nu vorbești nimic de tovarășul nu vorbești, vai de mine, n-ai, vai, n există subiecte tabu există, Văți fac o listă acum dacă mă, ner... dar nu mă enervez. Și de ce nu-mi place, ca să spun, de ce nu mi-a da. plăcut mie perioada aia? Deloc. Deloc. Adică... Stai puțin, la ce perioadă ne referim la perioada exact? perioada de școală și de uh, uh, comunism în România. Okay. Eu la asta mă refer. Bun. Uh, ajungem, când ajungem și cu generația Perfect, asta voiam să ți propun și eu. Deci avem Silent Generation, Silent înainte generation. de 45, înainte de 1945. înainte de război. Deci înainte oamenii de care război, da. ce le se spunea, stăteau liniștiți și așa erau educați pentru că asta era, așa era bine. Da. să ai ascult de părinți, de profesori, de polițai, de ăla care te angajează, de toată lumea trebuie să asculți. După care avem uh, baby boomers care, mă rog, acum sunt cunoscuți ca boomers, cred că baby... A... Baby boomers că au explodat copiii, în sensul da. ăsta. Deci, uh, explozia... a explodat natalitatea exact. imediat după război în exact. contextul uh, foarte important în care Statele Unite era într-o creștere economică și destul de mare. Și atunci. În toate statele, prin planul Marshall în Europa de vest, au existat această creștere economică. Adică s-au investit mult, oamenii care erau distruși toți după război, ușor ușor, au găsit bunăstarea aia. Aveau ce pune un blid de mâncare pe masă, aveau ce Corect. aduce de mâncare la copii, soția stătea acasă și dădea asta, de mâncare Asta în Statele Unite. În, în România aici nu, aici nu și există. aici poți să-mi să, să zici ce vrei să zici puțin mai, mai devreme, de ce nu ți-a plăcut perioada, pentru că într-adevăr zonele zonele geografice zonele geografice nu se pupă deci nu partea se pupă, asta da. cu părțitul generațiilor în baby boomer, generația X Y și Z care au un au o noimă, au un înțeles pentru societatea occidentală, tradusă în România, nu generațiile care s-au născut cum sunt eu, baby boomer, sunt născut în 61, ok, deci practic sunt produsul părinților mei care după război uh, au închegat explodat o de familie, Au închegat o familie, da. statul le-a dat servicii, în fine, și aveau ce pune pe masă și așa mai departe. Nu intrăm în inegalitățile care existau. Când nu aveai voie decât anumiți oameni să facă facultate sau școală, în principal trebuia să ai o origine sănătoasă. Dacă bunicul a avut 10 hectare, a fost chiar deci n aveai voie. Dacă celălalt era zugrav, cum era bunicul meu, era zugrav. El picta biserici, făcea zugrăveli vara, din martie până în octombrie. Era trecut la Chiabur, avea, avea, casă în mijlocul Bacăului, în oraș. Deci, păi, ăsta era, ter era terminat. Deci nu, pu nu puteau să se ducă la școală, nu puteau să facă facultatea. Și ce te enerva? Pe asta mă enervă inechitatea, adică uh -huh. <laughs> comunismul era o chestie egală pentru toți, dar era o egală pentru unii, nu da, pentru da, da. toți ceilalți. Și pornind de aici, normal că în familie a existat o ai grijă noi ce vorbim acasă, nu spunem în exterior, pentru că da, tot da, da. timpul era ceva care deranja să nu vorbim de primul secretar, de domnul Iliescu, to pardon, tovarăș Iliescu. care a da. fost prim-secretar la Iași, de unde sunt și eu. În fine. Bun, hai, hai să, să ducem până mai la departe, capăt mai departe, toate nu mă mai toate de toate, uh, uh, to generațiile. toate generațiile, da? Deci am, am, am avem boomer și după aia. Uh, după unii demografi uh, din uh, 46 până în 64 sau 65, sau 65, spunem, 65. după 65. unii până în 64, mă rog. Au fost din 45 în 65 să spunem Bun. așa 20 de ani, după 20 de 20, 20, de 20 de ani, urmează 15 ani copiii acestor boomer care nu s-au mai regăsit. Și care generația generația X, generația X sau uh vorbind concret pentru țara noastră minunată de Creței. De Creței, exact, de creței. Pentru că aici Așa chiar e. putem să spunem că aici știm, aici știm exact. Adică, de exemplu, cu 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 cheia de gât cei cu cheia de gât, Cei da. cu cheia de gât, pentru că așa s-a întâmplat. Erau copii, părinții se duceau la serviciu amândoi, nu exista că soția stă acasă și bărbatul aduce Și copilul doar stătea cu Și chi... copilul da. era cu cheia, era, îi se punea ceva, dacă îi se punea un pachetel, un semnând un covric sau un sandwich, un măr și niște biscuiți, nu un sandwich, deja vorbim tâmpeni. Așa, se ducea la școală și copilul venea, știa să vină singur, eu am venit din clasa a doua, am venit, din, din grupa mijlocii am venit singură acasă, o singură dată. După aia, din clasa a întâi, nici nu a mai existat să mai vină cineva. E adevărat că era la 100 de metri școala de bloc, deci trebuia numai să vin pentru. trotuar. Nu era foarte complicat. Nu era complicat, adică, adică chiar și na, pentru na, retardat, na, na, cum era. eram atunci, era foarte simplu de a ajuns acasă. Dar asta e. Da. Pentru noi, această generație X... Practic începe cu cei care au avut cheia de gât și așa știu. Da, și și s-ar putea continua până în 90, părerea mea. Adică, și eu zic la fel. Adică eu înainte să, înainte să mă uit un pic pe clasificarea asta, eu cumva mă gândeam că fac parte din generația cu cheia la gât pentru că eu am avut cheia la gât. Exact. Și atunci, dar... Uh, hai să mergem mai departe mergem Deci mai am departe... avut pe decreței uh, în, în, în în 66 cred că Ceaușescu A dat uh, decretul, ah, da, decretul Stop avorturi uh, A venit după era, aceea un da, boom da, de, uh, că Era, era frumos Bancul ăla, l-am zis și lui Carmen Acum o săptămână cine este mai Carmen? Am... Carmen este soția mea Bo. Și mi l-am amintit Era foarte de râs. La început nu prea știam eu când l-am auzit prin... În fine, eram tare mic uh, uh, îi zice o babă lui Ceaușescu cu pupă, veni să Ceaușescu într-o piață, nu știu ce, și lea o babă să-l pupe. Matai ești... taie ta da decretul să fută tineretul? Aolo! Da, da, da. da. Wow, wow, wow. Vai, dai, a fost foarte distractiv da, da, când da. am auzit. Îmi pare rău, să trebuie tăiată. Că... <laughs> uh, bun. Deci uh, a venit, a dat decretul, decretul a fost 67, un boom în natalitate fost... și la noi. A fost un bun din care Din păcate a, an, a omorât și uh, foarte decretul, foarte multe noi -am femei știut, în perioada. Eu n-am știut chestia asta, am aflat-o după 90, pentru că a, aceste știri nu existau da, în presa clar. comunistă. Adică victimele acestui decret au fost femeile care săracele nu nu existau nu, nu, nu era voie să faci avort. Și atunci săracele care rămâneau însărcinate de voie sau de nevoie sau... Pănesc că se mai auzeau se mai pe la auzeau colțuri. Se mai cazuri ai pe la Ai colțuri, auzit de da, ai nu știu cine, de, ai auzit de... infecție și își provocau vorturi. Da. Erau uh, doctori, ginecologi care făceau pușcărie pentru chestia asta, mm -hmm. pentru că mergea pe tot lanțul cine a ajutat, cine a făcut, cine nu știu ce și băga în pușcărie. Uh, deci... Foarte ură și foarte nasol. Da. O perioadă îngrozitor de neagră pentru. Dar cu toate astea, acest boom 67-68, care a mers până în 69, cred, s-a transpus în școli după 6-7 ani, când au fost, noi eram clasa 1 de la A la D. Apoi, deci erau câte 4-5 clase pe școala generală, pe liceu și în momentul când au trecut cei 7 ani din, eram cred că în anul 2 sau 3 de liceu, deja la clasa întâi erau până la H, da, da. Deci, ABC de da, da, da. Deci erau câte 10-12 litere da. la alfabet, și așa au mers 2-3 ani, chiar da. 4 ani, au mers în paralel. Deci, decreției, chiar s au făcut da. cunoscută prezența în societate și atunci s-a dat totul peste cap. Îți dai seama că erau, da. se făceau școli în 3 ture. Începea la șapte jumate până la 1.30, jumate, de la 1.30 jumate la... Nu știu, deci era ceva... Și profesionala cred că intra uh, cel mai târziu. Oia erau noaptea, la, de la 8 la no 10, <laughs> da, de aia era, la nocturnă da. erau. Seralul era da. spre Nocta, uh, Noctambul sau cum se cheamă, <laughs> noctambul. Uh, bun, deci îi am, i am, i -am pe cei din generația X uh, de creței, după care vin generația Y pentru că, na, după, genera da. după X urmează Y. Da, și interesant mai puțin la cei de la X, generația X n-au știut ce să le spună americanii. Eu știu ce am citit legat de treaba asta? Că X-ul este considerat un simbol al rebelilor. A fost și o carte Generation X și cumva în state cel puțin în perioada aia ei erau cu fac de sistem, da, da, da. se împotriveau da, și ei, atunci. Pe, da, de aia li s-a da, spus generația fost, X, erau rebeli, fost erau. Cei care au făcut uh, părinții hipioților. Da, exact. na, na. Deci, uh, pot să spun că boomerii au trăit și, perio... adică au fost la începutul hipioților, după aia au venit hipioții în generația X, dar fiind atât de revoltați împotriva sistemului. De deci ce ei s-au revoltat primii? Au fost revoltele studențești și toate alea în anii 60-70 exact, da, în da, Statele Unite. Lumea le-a spus X pentru că nu-i putea încadra, adică erau a inimă nu mm. Nu știau ce vor, știau că vor să dărâme sistemul. Da. Cum e orice revoltă? Bă frate, întâi te dărâm, vedem noi ce punem la loc. Da. Și au luat-o în freză. O, e o generație care a luat-o serios în freză pentru că s-au trezit la 25-30 de ani fără slujbe, fără școli. Și și-au dat seama că ar fi trebuit să facă ceva, dar ei nu, mai o iarbă, o chestie, mm -hmm. mai fumăm, mai cântăm, la la, bla blam blam bla, 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 de-astea. Deci știu, de ce îmi pare rău. După că -am care, putut să, după care să a, a venit da. generația Y, pentru că exact cum ziceam după X vine Y, Mine, y de -acolo dar fost, e, e foarte mișto, adică mi îmi place foarte mult. Uh, termenul ăsta pe care l-au găsit de milenial. Adică, mi se pare, mie personal, mi se pare, pare fai. Și le milenial! -acum, știi place ce am observat? Că ești milenial. Nu, adică, hai să zic, bă, știi bă, ce am sunt observat? Milenial, boomer, boomeric, cacao. Nu, adică. și boomer îmi place cum sună, mi se pare că sună foarte fain, dar uh, legat de, de milenial, mie mi se pare că uh, foarte, foarte mulți uh, oameni din generația asta nu știu că ei. Sunt mileniali. Ei cred mai degrabă că sunt din, uh, din generația anterioară, din generația cu cheie la gât. Deci asta... Știi, e, tot timpul e, se, uh, face uh, com se face confuzia asta. Se face o asta. confuzie pentru că nu se poate pune o... Uh împărțirea demografică a acestor generații nu se poate face ca în Statele Unite și ca în vest, pentru că nu am avut același flow, n-am avut același curs de creștere a societății în comunism față de capitalism. Deci, Eu de asta spun că generația Corect. X la noi cred că merge până în 90. După 90 poate să La fie ei apărut? e clasificat așa, la ei este clasificat din, 80, din 80, din 80 90 până în 96. 95. 95, 96. După unii 94, după unii 96. 90, ce vreau da. să zic eu este că da, poate să fie în, chiar și la ei sunt diferențe de și 2, 3, diferențe. 4 ani. Ceea ce cred că este important este că oamenii ăștia care au pe undeva aceeași vârstă împărtășesc Împărtășesc și asta îi unește ca generație. Categorie. Împărtășesc toți uh, un eveniment colectiv marcant, cel puțin unul. Și cred că așa pot fi uh, clasificate generațiile. Prin aceste evenimente, de exemplu, uh, nu știu, în, uh, în generația mea, chiar dacă uh, s-a întâmplat în Statele Unite. Uh, 9-11, cred, da, cred că a, a fost o fost, că în cap pentru toată cred lumea. Cred că a fost pentru toată lumea și ăla mi se pare un eveniment uh, marcant pentru generația mea. Acum, dacă mergem pe firul ăsta, eu aveam în 2001, da? Eu aveam în 2001, aveam uh, 16 ani. 15-16 ani. Eu la, nicio, eu la vârsta aia... Foarte, foarte burete. Erai ca un da, burete pentru Eu la vârsta social. aia, eu puteam să-mi dau seama de niște chestii. Normal că nu înțelegeam, uh, nu înțelegeam cu adevărat toate implicațiile, ce înseamnă din punct de vedere uh, uh, social, ce înseamnă din punct de vedere al religiei, ce înseamnă uh, din multe puncte de vedere. Dar înțelegeam cumva că este un eveniment important. În schimb... Uh, să zicem, un, un tânăr care atunci, da, în 2001, era mai mic decât mine și avea, să zicem, 11 ani, nu știu ce putea el să înțeleagă. Corect, așa. De-aia, cred că este mult mai important ca generațiile astea să fie clasificate în funcție de evenimentele astea marcante, colective, pe care le-au împărtășit. Asta, asta este un punct de vedere, adică și evenimentele, adică este cu și. Da, este o funcție da. pentru că aici se mai pot aduna și uh, uh, muzica pe care o ascultă. Uh, uh, adică tot modelul cultural din jurul lor. Da. Creează aceeași uh, cum se spun, aceeași uh, unitate în păreri și atunci creează, uh, poți să spui că asta e generația voastră. Uh -huh. Eu așa le văd, adică îți mai multe Evenimentele, într-adevăr, evenimentele astea care sunt niște panciuri, niște pumni în față, te trezești sau te am, îți dau cu capul în pământ, astea sunt clar că te marchează. Da. Dar pe lângă eveniment este felul în care vorbești. Despre ce vorbești, temele de discuție. Deci, tot modelul cultural ca să vine cu o grămadă, adică nu poți să i spui că ascultă asta Andrei la mare, sau nu știu ce. Mm -hmm. Ok, pentru anii 90, toți care erau un liceu sau în școala generală în anii 90, pentru Andrea a fost parlament și o grămadă de alte formații erau. Era sarea și piperul, adică hmm. fără alea nu, nu ieșai din casă. Mami, eu nu plec la mare dacă nu merg Andrei cu mine în casetă în mașină. Papa, da. Casetă, nu zic de CD, că nu-i cazul de CD. În Dacia da. mergea foarte bine casetă. Ok. Uh, de da, așa e, și că e bine cum ai spus, adică uh, americanii spun că din 80 până în 95, în 15 ani, 16 ani este această generație Y, mileniale, și după aia încă 15 ani sunt generația Z, cei care Generația, -au văzut... da, generația Z care pleacă pleacă, mă rog, din, să zicem, 96, după unii 95, oricum, mid 90s așa, deci mijlocul anilor 90, exact. până prin 2012. Unii îl zic 2015. Unii zic astea. 2015. Mă rog, e tot, e acolo. Deja, deja pentru mine, după 2010, lumea era schimbată. Dar știi că de? mai este o generație după... Generația... Mă, eu nu-i cunosc. <laughs> nu-i cunosc. Ba, fică ta, fică Exact, ta. exact. Gene pentru că s-au terminat, e deci literate. după generația Z sau uh, uh, iGeneration de la iPhone, uh, iPad și așa mai departe, deci generația Z se mai numește și uh, iGeneration sau nativi digitali, pentru că s-au născut într-o perioadă în care găseau uh, la liber uh, toate device-urile, toate. Toate... Și nu numai că le găseau la liber, stai puțin. Le era... una este, dar cum să spun, dacă îi pui un Erau copil peste de, tot, 2 ani, de 2 ani. La, sub 2 ani am încercat. Dar <laughs> uh, uh, finuța mea uh, la 2 ani uh, a primit o tabletă. Știa exact ce trebuie să facă cu degețelele alea cât două ori, da, da, da. Ce trebuie să facă pe ecran ca să se ducă la desenul la animat sau la cântecele care îi plăceau ei. Deci nu mă întreba. Da. Eu am văzut prima tabletă în 2010, am avut acasă. Una, tu te chinuit, Nu, tu te chinui. nu am chinuit, <grijin> dar cum să spun? <grijin> Știi, na, eu știu, n-are niciun buton. Eu cum dau drumul la asta? Adică <grijin> cum am. fac, adică deschide. Ce, sunt bumă, recunosc, <grijin> dar așa intuitiv mă ducea căpățâna ce trebuie să fac. Da. Dar copila a fost, i-a pus tablou așa la... a pus trei mișcări de degete și era exact și a ajuns unde trebuie. Celele, ceva, desene animate, nu contează, dar era exact ce trebuia. Da. De asta sunt, digi, sunt nativi digital, nativ da. digital și recunosc chestia asta. Nu există, cred că, niciun copil din oriunde, nu că asta că are tata, are mama, nu. Îi pui unui copil. Deci asta este o, o, o cum să zic, o adunătură ADN-ul nostru în matrice se tot pune de la generație la generație, cred cumva că îți dă intuitiv îți bă, fă chestia aia da, da, da. înțelegi? Ceva o experiență de generație s-a dus acolo și a spus ce trebuie să fac Corect, da. După care vine generația uh, din 2012-2013 până în prezent uh, generația în generația alfa Generația alfa, o luăm Al de la capăt, pentru că uh, s-a terminat alfabetul, nu? S-a da, terminat da, alfabetul, da, da. așa că apelăm la, uh, la alfabetul grecesc, alfa înseamnă nou. În, da. în alfabetul grecesc, deci este vorba da, de generația din care puțin. este, cum ai zis dacă tu, duc... este uh, fică mea. fică ta este Alfa. O Și să... că până în 2025, pe, pe acolo, ce, o să dar fie. De ce sunt așa din 10 în 10 ani? Adică, de ce? Eu cred că. Dar nu neapărat din 10 în 10, chiar mai. Uh, a venit din nou mai mult. Până în 2012, pe, e foarte puțin în 10 ani. Pentru că. Uh, pentru să, că tehnologii cred tehnolo, că dezvoltarea tot, totul, este atât de puternică. Da, totul, exact. totul, totul se reduce. Exact, totul da. se reduce. Totul e atât de rapid. Uh, uriașa cantitate de informații și de uh, inovare tehnologică e atât de da. mare încât pur și simplu suntem dați peste cap și trebuie tot timpul să ne adaptăm. Tot timpul și atunci și cerințele și a, stilul de adaptare este a, Corect. Ai, ți-ai pus o întrebare Mi-am pus o întrebare și, ai, -ai și răspuns uita. tot da. tu, ceea ce este senzațional. Da, da, Foarte bine ți-l iu. ăștia, până la urmă fac ei ceva ia da. să iasă din la... Da, mi-a, mi venit acum, am, am, citit legat de, de generația asta Z, despre care se spune că vor lua pâinea multor companii în sensul în care uh, inovații foarte puternică. da inovații foarte puternică au crescut în acest mediu și atunci uh, clar vor vrea să schimbe niște lucruri și pentru ei uh, normal este să uh, facă niște chestii uh, doar pe, pe online, să nu meargă fizic. Pentru ei anormal, da, știi? Și atunci vezi tot... faptul că exista un desen animat nu mai știu cum se numea, dar acum mulți ani în urmă, oamenii trăiau exact stilul ăsta de viață. Adică totul era în ecran, deci nu exista niciun contact fizic aproape între oameni. Oamenii erau niște uh, obezi, okay. niște tip. Foarte grași, care mâncau numai niște pastile care veneau din niște sertare dreapta-stânga, tuburi, prin tuburi. Că în anii 60 nu, nu te ducea la. Minunata lume nouă? Nu, nu știu cum se numea. Ok. Cert este că oamenii așa comunicau toți erau niște umflați nici... și acolo se întâmplă în sistemul ăsta perfect de comunicare prin ecran și de acolo era... și vorbeau dar aici sunt numai whatsapp ul uh -huh. care comunică acum uh... și se întâmplă un crec și unul din grașii ăștia, un tip de nu nu-ți dai seama că toți arătau identic, uh -huh. erau de... și desenați la fel și își dă seama că poate, Că există o lume și în afara scaunului în care doar. În, în afara bulei. În afara bulei lui da. există o lume. Există da, o lume da. care trebuie să adapteze, să meargă, nu putea să meargă, că nu avea mușchii întâi dădea în coate și e ca o evoluție a unei amebe până la coadă, uh -huh. ceva mai emancipată care începe să meargă și îți dă seama de unde se află. Nu mai țin minte, nu mă întreba. Acum mi-a venit ideea că exact asta, adică dacă totul facem de acasă, și această interacțiune de care eu sunt nebunit, deci dacă nu stau de vorbă cu un om fizic, să-l ating până la urmă, ne omoară pandemia asta, să nu ne atingem, îmi, îmi lipsește da. o toagă aici la cap, știi, și trebuie să fac cumva, să inventez, mă duc să repar gardul, mai vorbesc cu vecinul, îl dărâm gardul, el mă ceartă, eu îl cer, și până la urmă vorbesc cu cineva, știi? Adică da. facem ceva altfel. E frumoasă chestia asta, dar datorită lor, să știi că uh, practic odată la, la 3-4 ani se inventează alte slujbe și dispar alte slujbe. Corect. Nu mai există slujbele alea. Ce, ce i tata, ce -i mă? Macaragiu. Bă, Macaragiu nu mai este. Este un băiat cu un stick <laughs> Care are o chestie la 100 de metri în înălțime, și ăla, lăsat, uite, are 10 camere de jur, împrejur, toate sunt pe drone. Adică acum, deja, totul, de se, tot se totul se întâmplă cu drone. Cu drone adică și cu, da. Despre ce vorbim, șeful? Trebuie să mă duc acolo. Mie da, mi-a plăcut acum. foarte mult că am citit un, un studiu. E adevărat că e făcut în Statele Unite, deci trebuie cumva să. Dar, ci că 40% din cei care fac parte din nativii digitali au zis că uh, pentru ei este mult mai important mai importantă o conexiune Wi-Fi pe care se pot baza decât o toaletă pe care se pot baza. Face din picioare, cred. Știi? Dar, uh, repet, asta este în Statele Unite, unde nu cred eu că au WC-uri în fundul curții, pentru -au că atunci, bă, no, fundul curții, știi? -au ca atunci să cred că ar fi ales totuși, ar fi zis, nu <iatru Robot> ar fi fost poate 40%, dar dacă ar fi venit pe aici, pe la noi, ar fi, ar fi zis poate vreo 10-12%. Nici acolo nu au wc nici la alea de trailer, alea de cei care stau în, în rulote și stau în chirile mai micuți, așa, nu știu ce, și au un loc în care să duc să facă și ce apa și... E... Ai fost la toată rulotă, este față nu, de un nu, nu vorbesc, avut... Nu vorbesc de rulotă, în vii alea care le le, a. A, le pui tu la mașina ta, sau ea este o mașină, și mergi cu ea și să faci trei dormitoare, ai bowling și mm -hmm. stă, uh, uh, cluburi de stil Alea mai low după. budget. Nu, nu, alea care sunt uh, în paragină, lăsate undeva, tras un curent electric să aibă acolo. Cum vezi în filme că sunt bai mm -hmm. de capul lor oamenii. Și, au da, trăiesc cu o chirie, vai de mama ei, și au Buda, și unde fac dușurile mai departe. Nu le au uh, în, în interior uh -huh. acolo. Uh, nu ajungem, sper să nu ajungem până acolo cu pandemia, că da, ne ducem cu capul complet până la coadă. Da. Dar, eu ce vroiam, dacă mi-ai zis să venim să facem emisiunea asta, m-am gândit că Uh, trebuie să avem și niște conflicte, adică uh, vrei să ne certăm. Pe mine ce mă a, Bun, și eu vreau să întreb același lucru. Eu să știi. nu eu nu știu că cu fiul meu e prea bine crescut, că a fost crescut de bunici și atunci e normal că e foarte bine crescut. Și vreau să întreb, nu pot să-mi spun bă ce te enervează la mine. Oricum el îmi spune că vârsta voastră nu mai contează, îi tragi două palme lui tatu și termin, dar uh, Aș dori să fiu cât mai puțin intruziv, pentru că exemplul meu de educație a fost totuși preluat de la părinți, adică m-a mai dat eu pe brazdă cu timpul, dar nu știu unde greșesc. Deci, ce te enervează la mine? Pe... La, tine, la tine, adică la generația. La generația. La generația mea și chiar mă, și la mă. mine. Pe mine asta mă interesează. Ce fac ceilalți? <laughs> <laughs> nu mă interesează. Uh, pot să zic că. Uh, și acum chestia asta e, e destul de nouă, e, e destul de proaspătă, așa că uh, e, e e astăzi azi, când te-am enervat azi, nu. te-am <laughs> te sunat, nu? Nu mai sunat, a, da. A, nu, nu uh, mi se pare că uh, oamenii din, uh, din generația boomerilor poate pentru că au fost uh, au fost crescuți în comunism și au stat foarte mult în uh, Educație. În perioada aia, și așa au fost educați. Uh, mi se pare că acum, că tot vorbeai de, și ziceai de pandemie, mi se pare că foarte mulți, că nu e ok să generalizăm, oricum ar fi, dar mi se pare că foarte mulți uh, uh, tratează pandemia asta un pic, uh, uh, nu știu dacă superficial este cuvântul, dar oricum uh, o iau un pic, uh, un pic nu în, chiar în ușor. Mături. Da, că e doar o răceală, ai auzit și deja s-au ah, tot spus toate toate chestiile astea și le știi. Adică o iau, o iau Măi, foarte da. în ușor și în momentul în care am încercat să stau de vorbă cu foarte mulți, că e vorba de pă, părinții mei sau de, de diferiți oameni din generații, din generația asta, -a zis, mi s-a părut că cumva mă știu eu mai bine. Am văzut eu din astea, știu eu. Și cumva asta mi se pare, această uh, autosuficiență, dacă vrei, uh, spre anumite uh, eu lucruri. Pot să, eu pot să spun de unde provine această neîncredere în autorități. Că de aici provine. Adică, băi, da. nu vine asta să-mi spună care conduci, indiferent, deci nu vorbim că e partidul ăla sau partidul. Autoritatea care vine să ți spună, bă stai acasă, nu faia, nu faia. Pentru că. Stai, după ce ai 30-40 de ani în comunism și faci ce ți se zice că n-ai de ales. Și spune că -ai da. de ales. Și oricum tu faci numai ce știi tu. Adică indiferent ce spune șeful partidului. Deci nu te interesează că oricum toată lumea făcea numai ce știa. Băi, eu știu să-mi pun varza singur, eu știu de unde se iau vinul. Ăla spunea, nu te nu ieșiți, nu faci stă o temă. Nu mergeți nu te du de Paști la biserică. Toată lumea se ducea de pași la, Toată lumea. Marea majoritate se de pași la biserică. Dar să nu fii văzut, dacă ești membru de partid, știi că îl toarnă, să turna lumea așa. Da. În fine. Deci această neîncredere vine dintr-o chestie ancestrală. Autoritatea nu e Lasă, moșule, că știm noi exact ce spui. Lasă că știm noi mai bine. Noi am asta, trăit, noi am văzut, exact. noi am... Da. Asta Din asta vine, înțelegi? Da. Este... Și cred că e și din educație, pentru că... A, a, când așa vine o... matricea așa, este da, foarte da. greu să te schimbi. Pentru că trebuie o autoritate care să te ajute să treci peste chestia asta, uh -huh. adică să nu te păcălească, să-ți dea ocazia să ai încredere în ea. Adică, bă, când am spus că fac 500 de km de autostradă, i-am făcut. Nu i-am făcut în 6, i-am făcut în 8. Dar în 8 ani am făcut 500 de km. Nu spui că faci 2000 și nu faci nimic niciodată. Adică faci câte 20 de kilometri pe an. Dar crezi că în alte țări unde am, am văzut că sunt niște proteste care se lasă cu scandal mare, în ță... care n-au -au avut legătură cu comunismul. Acolo Oare acolo se... ce se întâmplă? Acolo protestele sunt din exact din motivul democrației. Deci nu poți să-i spui unii țări care n a trecut prin comunism Franța, Italia, Spania, Danemarca, nemi. Da. Bă, în Olanda. Pe în Olanda s-au bătut cred că da, două săptămâni, au na, dat exact. foc la magazine. Îi spui lui ăla că nu are voie să iasă. Cum îmi spui tu mie că nu m-am voie să după nouă seară? Adică cum n-am voie? Nu există în deci nu există, nu există ADN-ul lui, de da. ADN-ul da. olandezului sau a neamțului nu există că n-am voie să ies seara da. din casă. Neamțul, hai să spunem că, bă, îl mai, mai, nu știu, e mai organizat, dar da. și olandezul poate la fel, dar nu există chestia asta. Și de asta au ieșit toate demonstrațiile. Mă, nu, nu spune că n-am voie. Spune că să por mască. Bă, nici mască nu pot. Și asta este o îngrădire. Deci, pentru oameni în general, orice le spui să facă, dar de ce să fac asta? De, de, de ce? Păi nu că, uite, s-a demonstrat că. la început a spus: Nu purtăm măști, că degeaba porți ăia care zboală să poarte, pentru că la ei când tușesc să nu se ducă tropic. De fapt, asta e toată jmechirea, să nu mm. cadă uh, materie cu virus pe alte suprafețe. Așa că ai răsuflat, păi a bătut vântul, asta e chestia, să aerisim. Încă perile ca virușește să să ducă. ei nu cad, că mm. nu au greutatea să cadă. Ei zboară. Zboară și mor. Tu ai avut neîncrederea asta față de uh, autorități, hai să zicem la început. Mai nu am avut pentru că uh, din ce văd, din da, din ce am văzut atunci la început și că nu s-au pregătit cum trebuie, că au dat tot felul de mesaje, nu care nimeni da, pregătit în lume, Dar nimeni n-a fost E clar că trăim un eveniment, că tot vorbeam de în evenimente. Aici. Exact. Vorbeam de evenimente uh, pe care le împărtășim le împărtășesc cu oamenii născuți în aceeași Alex, perioadă. Problema, e un eveniment care o să ne avem... marcheze avem... mult timp ne de acum va, înainte. Alex, pe toți, indiferent pe toți, că da, avem da. 2 ani sau 82 de ani, sau Așa 92 e, da. de ani. Pentru că asta n-a pățit o nimeni niciodată, n-am prins o noi. Da, a fost acum 100 de ani a când A fost 100 da, de ani. Când oricum nu știm exact cum a fost și ce s-a întâmplat, nu, există... dar nu poate fi comparată cu nimic, asta e fără dos și nimeni, poate. De. și atunci da. Am zis, bă, tot ușor, că ne-au ținut în casă vreo două luni, dacă țin bine, până în 15 mai sau 14 da, mai. Da, am intrat pe 9 martie anul trecut. În fine, sau 15 da. martie, nu mai contează. 9 martie, am sigur. două luni de zile, n-am avut voie să ieșim din casă decât să te duci să-ți cumperi ceva de alegurii și nu știu ce. A fost un lockdown. Gândește-te că la două luni de zile să nu poți să umbli și au scăzut, oricum erau foarte puține cazuri. Și au scăzut foarte mult numărul de cazuri. Au ajuns până la 100 pe zi pe țară. Uh -huh. 200 pe zi, nu mă țin minte. Acum avem 6.000 astăzi. Probabil când cel mult o săptămână ajungem la 10.000. 10 da. Este fără doar ce poate. Va fi exponențială creșterea. Da. Uh, Acum să spunem că știm ce să facem, doctorii, sistemul mai e pus cât de cât la punct. Atunci habar n avea. Da. Nimeni. Țin minte și acum că spunea domnul doctor nu Rafi, la celălalt că să nu dăm cu spirit pe mână că nu-i bun. Adică, băi, nici cu alcool 70% adică... <laughs> pălincă, tată. Dă-i cu, cu pălincă. Cit, da, adică da, ia că intrăm în chestii mult prea serioase și nu da. are rost. Bun, De, eu ți-am... Am, am 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 a... Nu că am încredere, dar am ascultat pentru da. că dădeam seama, chiar dacă ei nu știu, bă... Faptul că nu ies din casă înseamnă că nu mă mai Ai zis oricum că, că e o chestie serioasă și. N e o chestie serioasă, nu? Adică nu pot să-mi bat joc, adică nu sunt doamna șoșoacă da. Că da. să mă apuc să urlu ca de, da. de menta. Aia, eu... E o lipsă tu, de. Neorolog, tu m-ai întrebat pe neorolog? mine ce, mă, ce mă, mă enervează la generația da. ta. Acum te întreb și eu la fel, eu ți-am zis și cumva eu înțeleg, adică și eu îmi dau singur răspuns la întrebarea pe care am pus-o și înțeleg, dar pe undeva îmi doream. Uh, cred că naiv de altfel, să în momentul în care uh, oamenii uh, să zicem un pic mai informați. E foarte din mai multe, din mai multe, uh, din mai multe părți, le spun uh, uh, oamenilor mai puțin informați. Poate să, să plece un pic cu urechea. Repet, e o chestie destul de naivă, aici, dar... A, asta cu informația deja e foarte complicat. E complicat. Pentru există că mult fake news, există este... mult... Exact, dar... Deci, fake newsurile și uh, părăriștii de ziua șaptea sunt mai mulți decât ceilalți. Adică ca Știi să decelezi informații... Exact despre... cum dacă fiul tău, Silviu, dacă fiul tău ți-ar spune ție niște lucruri da, ți-ar spune ție niște lucruri în, în ideea în care el stă mult mai mult pe net, el se documentează mult mai mult. Și nu se documentează cu informații neapărat din România. Și nu Asta se documentează ai. cu informații foarte cu, bine spus. Da. Se duce la sursă. Atunci poate poate că ar trebui să zici bă, oare. Să spui măcar un semn de întrebare. Asta cumva e. Dacă vrei, nu neapărat ce mă enervează, dar e mica mea. bubă din ultima vreme, cel puțin. Problema, problemă? Eu n-am nicio problemă, pentru că pe mine nu mă enervează nimic la tânăra generație, ca să nu zic la milenial. Chiar pentru. Nimic? Păi nimic. Pentru că oamenii își văd de treabă, cei pe care îi cunosc eu, sunt oameni care își văd de treabă, înțeleg struggle-ul ăsta toată efortul pe care îl depun să intri în, în... Vorbesc de partea de creație că aici avem o problemă cu toții da. oameni care vor să trăiască din ceea ce creează. E ca dracu, îți spun da. acum, dar e foarte greu și eu apreciez pe absolut toată lumea, indiferent de vârstă care din asta... Care continuă, continuă să, creadă să creadă în visul ăsta. Da. Pentru că altfel nu se poate. Guvernele vor trece, vor veni alții, nu știu ce. Nu știu când vor, vor exista atât de multe resurse încât să se întoarcă și către artă. Nu știu când. Uh -huh. Nu știu dacă în timpul vieții mele, sper din toată lumea, în timpul vieții voastre să întâmple chestia asta, ca să statul societatea să priceapă că fără artă, indiferent că îi stand-up, că îi cântă unul la mandolină în colțul străzii, că e film, că e dans, nu știu ce, fără aia crăpăm dracului și suntem inundați de abitalent și de tot neamul lor, pentru că sunt nesfârșiți de mult. Da. De mulți. Eu aici vreau să ajung am, am o problemă de valoare, am o problemă de cum punem valorile astea. Deci pentru mine faptul că voi, cei care sunteți milenial sau X sau Z, creați și faceți ceva, eu sunt respectul total. Nu pe mine, pe mine, nu mă enervează nimic la voi. Nu mă deci eu sunt poate un interlocutor atipic sau boșorogul ăsta zic, bă boșorogul ăsta pricepe că fără această muncă în domeniul ăsta, ne duce în dracului, toți în cap, indiferent că e născut în 62 sau în 2012. E foarte frumos ce spui, doar că, din păcate, vedem acum exact care este uh, uh, adevărul, adevărul. Care este. Uh, uh, Părerea autorităților despre e acest zero, grup, grup de oameni. Acest grup de oameni. Vedem sunt, exact care e. Hai, poate 10.000 de oameni din țara asta, poate 20.000 de artiști, cu toții, cu lăutari. Nu că cu... sunt, nu că sunt neesențiali, că... Sunt, ba, sunt, nimic. sunt zero. da, nu. Nu contează. A, Alex, prate. ca să-i ajuți pe ăștia, este atât de puțin pentru bugetul țării, este nimic la cât are bugetul 1000 și ceva de miliarde sau cât or fi bugetul româniei eu nu zic de un miliard păi dar 10 milioane nu poți să găsești să-i ajuți pe toți și să vă găsești o formă eu nu vreau spomană să se să, să înțeleagă dar să găsești niște forme în care să-i recompensezi pentru ceva du-te domne acasă fă ceva pe net fă o scenetă fă un stand-up fă nu știu ce și statul să te remunereze da. Eu sunt aberant, eu sunt cretin patent acum, recunosc că nu, poate nu e o idee bună, dar măcar să stea o secundă și să se gândească. Au zis că fac atâtea chestii, că nu știu ce, că nu știu cum. Eu pus pe oameni, pe cei care a plătit atunci a marte să dea nu știu câți 40% din bani înapoi. Da. Este, este, ceva... Eu nu mai vorbesc de Păi și tu, că tu ești total independent, tu, tu nu ești angajat nicăieri. Nu sunt, așa e. Independenții, cel puțin, păi, sunt chiar. Sunt fii Dar și tu niște. ești tot independent. Eu am firmă, stai puțin. Eu A, am o firmă. e o firmă, Care, da. care mă plătește pe mine. E firma firma da. da, 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 Silviu, simt. care îi dă salariul lui Silviu. Da. Dar firma nu are în, în casări, da. că N-am mutat nici în zi. Dar o să da. fac și de mutări și de delivery. M-am gândit foarte da. mult să fac și eu delivery. La mine, în cartier, în București. Foarte da, pai, fac. Auzi, dar ce vreau să vreau să întreb, trecem acum de la una la alta, dar vreau să te întreb de ce uh, cântăm noi acest cântec, nu? De ce uh, avem un tablou? ce avem un tablou gol, trebuie, Silviu. Noi avem, noi ne-am gândit foarte mult ce să punem pe acest fundal, pentru că movul este foarte frumos și uh, ne-am gândit să punem uh, un un afiș, o chestie care să ne definească, să definească această discuție de spre generații, despre cum văd unii lucrurile și așa. Noi să avem și invitați, stai puțin, că s -ar și eu de la un Da, da. O să avem invitați pe care o, o să-i întrebăm de ce fac ei în viață sau care-i treaba, de ce au venit în primul rând, că Poate care e treaba cu care ei, treaba ei, cu ei. Da. și o să vedem cum cum da. ei, Mie, mie mi se ge... pare foarte foarte interesant că uh, o să aducem aici oameni din toate generațiile sau mă rog, asta e, asta e, e, e ar speranța ar mea să aducem fi, dacă iar vezi cu puși de ăștia dai voștri e, ai naibi eu nu mie nimic mi ar ca plăcea ce să aducem fi. și pe cineva din, din uh, silent generation așa că tot am, de -am, de am clasificat. aici ne trebuie o rampă aici ca să poată să coboare că să ai că nu fel. e. Oamenii, deci, cum, cum, este doamna de care ți-am zis mai devreme din Pretendita City, deci la, la 70 de ani, extrem de uh, coerentă și extrem de mișto. Bun, deci o sunt aducem mulți... pe doamna aia din New York și o aducem, îi dăm un telefon. Să sești pe celălalt Spike Lee, cum ai zis tu, da. dar trebuie să le spunem oamenilor ce am început să spunem despre această Deci aici va fi afișul emisiunii. Da. Când vom, până avea, când, când vom avea bani. Până îl desenăm, până facem, până... Am vorbit cu mai mulți artiști, dar ei da. nu au... Timp, nu -au, nu să au avut zicem timp. timp. Am a, na, și, și noi le-am dat foarte mulți bani și am zis că îi vom umple de mărunțiri și chestii de astea da. și au zis, ba, Și dacă tot, dacă tot ai zis de, de invitați, deci practic asta este prima emisiune, primul episod. Cum din, e prima? Pe, primul episod uh, uh, și boomerul, boomerul și uh, bumăru și milenialul. Asta este primul din de săptămâna viitoare vom avea, vom avea cel puțin un invitat. Da. Noi o să încercăm să aducem oameni din, din multe domenii, din domenii cât mai uh, variate Aviator, de toate. Marinari, uh, macaragiu. Macaragi, băi, Dacă găsim un macaragiu da, mă, bun. Găsești macaragiu, mă, găsești, mă, tăi, găsești. Toți cu joystick frate. Da, deci o să încercăm să găsim oameni din, uh, din toate generațiile cu care să vorbim exact despre, uh, despre lucrurile astea. Despre păi cum să se... Să încadrăm, unde îi punem, adică dacă e boomer, da. dacă e generație X, dar milenial de-a tău. Milenial de-a tău, toți o să semene cu tine. Toți să uh, cu pantaloni până la gleznă, așa. Nu pantaloni. Mai bine mă îmbrăcată, în hal... În fin. Deci asta <laughs> e încă o chestie care mă enervează la voi, da. dar n-am zis că nu mă enervează nimic, deci nu. Deci da. și de -și de -și tineri care fac ei tot felul de șmecherii, nu știi din ce trăiesc, nici eu nu știu din ce trăiesc eu, doar aminte ce trăiesc ceilalți, dar asta e, dacă mai pune cineva un parte, de vină, dacă nu mai pune, nu mai Ia uite, îți mai pun eu. Deci și... aia zici, bravo. Da. Ba, dar îmi place că te-ai gândit la chestia asta. Nu? Eu nu m-am așteptat, ai făcut o surpriză foarte frumoasă, să știi. Să rămână, mersi frumos. Cu plăcere. Uh, știi ce vreau să, să te mai întreb? Uh, mie mi se mai pare mi se mai pare acum, acum o chestie. Mi se pare acum că odată cu tot ce înseamnă boom-ul de tehnologie, um, generațiile, uh, generațiile astea noi, ultimele generații, au început să influențeze generațiile mai vechi uh, față de cum era până acum. Da? Deci până acum uh, generațiile vechi le influențau pe cele noi, adică părinții își influențau copiii. Mie mi se pare acum că odată cu uh, toată viteza asta în care suntem și cu toată tehnologia asta în care ne învârtim și nu mai înțelegem uh, câteodată multe lucruri, e un pic invers. Și îți dau un exemplu. Uh, M-ar ajuta să știu. Da. Că nu, nu, îți dau nu un exemplu. Uh, copilul are, să zicem, câțiva ani. Pui Copilul pe Facebook, da? Pui pozele pe Facebook. Greșit, nu trebuie să-i pui poze. Mă rog, a, scuze, eu nu-i pun. Eu hei, nu pun. E povestea ta, nu e a mea. Da, da, eu, eu nu pun, eu nu pun. Dar să zicem că pui poze pe Facebook sau pe Insta sau pe orice. Părinții tăi vor să vadă copilul pe Facebook sau pe Absolut. Insta. Așa că își fac cont. Da, 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 da. Deși ei nu până atunci n-au avut ai niciun, n-au avut niciun gând. Deși poate tu le ai zis la un moment dat întregă. să să vorbim. Deci știu, știu persoane uh, din Silent Generation, da. care și au deschis la 82 bunici. Adică de bunici. Bunicii, bunici. Da. Bunici. Care și-au deschis la 80, peste 80 de ani, și-au deschis cont de Facebook. Că e suficient să nu mai fie Instagram. iau sticla asta în, de aici, că nu ba, se vede frumos. Greșești, continuă, Așa. <laughs> uh, și care urmărește ce fac, au fost învățate să nu comenteze chiar la toate pozile puse de nepoți sau de copii, dar că altfel sunt. Asta cu de... comentariile. Asta, asta este crimă. Asta, asta, este asta crima, e crimă, știu, eu. Eu, știu eu. Da. Asta e crimă pentru că nu, de multe ori. Da, oamenii nu înțeleg că nu e. nu e ok în sensul că nepoții sau copiii se pot simți un pic prost. ți minte? Da, asta, asta e foarte adevărat. Da, adică. Da, e e bine să seama. nu comentezi. Eu le-am zis alor mie de câteva ori. Nu, deci dacă vrei să-mi spui ceva, scrie mie în privat. Nu comenta, dar de ce că măi? te rog eu, frumos. Nu mai să uită lumea. Nu se... Uh, nu, că știu că la seama... om, fără să ne spună uh, Ștefan, mi-am dat seama că... Băiatul tău. Băiatul meu și el, cred că... -n... Pentru că îți dai seama când îți apar acolo, fiind foarte apropiate cu steluțe sau îți fac conexiuni de facebook nu știi exact cine sunt prietenii tăi, da, fiul, da. prietenii, Aveți același cei mai apropiați. De deci ce există un circle clar da. în softul respectiv, astfel încât să-ți apară imediat cum postează așa o persoană, chiar dacă ai 5.000 de followers, prieteni, imediat... Cei apropiați le vezi întotdeauna apostările. Și mi-am dat seama că apar și dintr-o dată are like și de la mine și de la mama lui, și cu comentarii. Și mi-am dat seama cam singur că ar fi bine. Pot să pun o așa, mai. mai Un picere, Mai peste 10 minute, o jumătate de oră, adică să nu fiu chiar primul sau al doilea. E bine că ți dat seama nu, singur. Mi-am dat, mi dat seama pentru că. Ce a zis el? Nu fi primul. -a, nu știu dacă mi-a zis, dar. <laughs> Cred că am avut această discuție cu altcineva da. și atunci mi-am dat seama că. A, ah, ok, uh, nu, e, nu e ok. Da, nu da. e bine la familie. Da, adică. Da, da. Putem să spunem, și peste o jumătate de oră sau o oră, să dai și tu să fii în Marea masă, Deși tu ai văzut cantilor, imediat ce ai văzut. Number one acolo, să vadă că tati da, da, da. este prezent. Da, da, da Zim, ce, ce crezi părinților? despre, despre uh, chestia asta? Adică, crezi că acum. Nu, e foarte te, bine. Uh, te este foarte adevărat ce ai spus. Adică, generațiile astea noi le influențează dar, să știi că există pe. Studii pe cel... pe uh, de care am citit chiar azi dimineață, că boomerii. Deci, generația mea da. are mult mai multe conturi acum, în 2021, decât avea în 2015 sau în 2020. Conturi? Conturi. Instagram. Ah, TikTok, social media. Social okay, media. Da, da, da. Exact din cauza asta. Da, da. Uh, Odată ca să caute relații din tinerețe, foști colegi de liceu, de college, foști iubiți, de... foști foști iubiți da. whatever, dar să țină, să țină legătura, legătura exact cu, cu da, familia. Deci pentru că altfel era, nu, deci nu... După 2010-2012 erau în jur de 15% vorbind de generația asta, care se închidea în 65, da. uh, iar acum sunt peste jumătate, au conturi. Peste jumătate, deci o creștere uriașă, de la 15 la 50%, este formidabilă în numai câțiva ani, nu sunt 10 ani. Mm. Tocmai de asta, mie mi se pare că asta este un motiv în plus pentru care trebuie să avem o grijă uh, sporită în ceea ce privește educația copiilor. <gântu -i> tu ești acum... Dar nu, serios. Ești foarte da, e apropiat. E adevărat. Chestia asta te preopuc. Te preopuc. Pre Mi-a spus vine în măi. Nu te. Da mă. te preocupă chestia asta pentru, da, că, pentru e, că, e, pentru că foarte apropiat de tine. Da. E adevărat, fetița mea are, are șapte luni. Mulți și înainte. Mulțumesc. Și da, mă preocupă acum mult mai mult pentru că îmi dau seama de niște chestii în momentul în care ți se naște un copil. Clar ai niște ai niște uh, 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 I, niște I, chestii, I, știi, care care X ți vin. I download one Dar, generation. Uh, chiar dacă nu aveam, chiar dacă nu aveam pe pe fetița mea, tot uh, cred că aș fi militat pentru educație și pentru tot ce înseamnă uh, atenție la ce se întâmplă de acum înainte pentru că o să ne, o să ne uh, lovim noi. Deci lasă că, vezi că ei vezi nu o să... Se schimbă, vezi cum se schimbă paradigma? Practic exact cum spuneai tânăra generație datorită ei și a tehnologiilor noi trebuie să ne întoarcem să găsim alte metode și alte uh, are alte paradigme și în același timp trebuie să-i înveți, totuși trebuie să-i înveți cum să se păzească de toate capcanele care vor apărea. Da, nu mai e ca înainte, bă, ai șapte ani de acasă, gata, ți-am dat drumul pe ușă, ești educat, știi să zici să româna, bună ziua, nu dai un jut în fund la om. Bine, asta cu șapte scris. ani de acasă, nu știu cât erau șapte ani, pentru că la trei ani mergeai la grădiniță, adică... Bă, bă să spun, la, bun, la grădiniță stăteai Unde două ceasuri, trei ceasuri, da tot majoritatea timpului și obiceiurile culinare, modelul cultural îl preluai în principal de la familie și poate mai puțin la început de la grădință. După aia anturajul de la școală și așa mai departe. Dar cei șapte ani de acasă, totuși, e cumva tot de la familie, structurat și băgat în capul copilului da. și în obiceiurile și în felul de a se raporta la ceilalți. Cu tehnologia... Nu știu cum va fi. Dar pandemia ne-a ne ne arătat un model cultural nou. Educația Zoom educația pe, Zoom. Educația pe da. Zoom și pe alte metode de genul ăsta. Niciun profesor nu este pregătit pentru asta. Păi exact. Și nu au fost. Pentru și nu au fost. Nu -aveau, aveau cum. Ei sunt A trebuit să ne adaptăm că... toți. Și Toată cred că cred că lor le-a fost foarte greu. Dar le este foarte greu. Și le este în continuare. Da. Este foarte greu. Da. Nu poți să treci de la un model la care ai lucrat. Vorbesc de profesorii dedicați, vorbesc de profesorii care au pasiunea și uh, se ved în copii, adică le transmit ceva copilor și îl țin minte. Am și eu 2-3 profesori de care țin minte din liceu și din școala generală, adică niște super profesori care m-au marcat și care mi-au băgat ceva în cap și țin minte și acum. La fel și cu toate generațiile, dar vorbim de câțiva profesori într-un liceu. Nu vorbim că toți sunt la fel. Adică mm -hmm. ca la orice da. meserie frate, până la coadă. Sunt unii excepționali și unii care își fac doar treaba și tu ca gata, așterzi cu buretele. Vorbim de profesori adevărați. Vorbim de cei dedicați la asta. Ei se străduie singuri să treacă peste cum să facă să le bagi în cap la copii ceva, să-i învețe. Să... Mm -hmm. deci... Dar trebuie iar revenim la. Trebuie niște oameni care să învețe pe profesori. Niște, să vor, sigur să vor naște. Se vor naște cu siguranță, dar sunt deja făcute prin ardeale. Există școli din astea care se fac pe net. Și vorbești cu copilul pe net. pentru că. Uh, înveți tu, la... ca profesor, să ții niște cursuri exclusiv online. Absolut. Da, absolut. Da, pentru că asta e. Asta va fi viitorul. Da, da. Asta va fi viitorul, cu siguranță, pentru că toată digitalizarea asta și toată... ne va îndepărta ușor-ușor. De -aia și ziceam mai devreme că cei din generația Z vor schimba. Putea. vor schimba niște, vor niște paradigme și care le știm noi. Vor fi altele, poate. Le vor lua, le vor lua pâinea uh, unor, uh, uh, unor oameni care fac deja niște chestii. Deci... Da, categoric așa va fi. Da. Eu așa bănuiesc că uh, nu știu dacă e mai bine sau mai rău. Eu bumăr cum sunt uh, relația interumană față în față cu nu oricine, se compare cu nimic. Nu se poate compara. Și transmiterea emoțiilor direct. Ce o să fac? Adică, se vede la teatru. Uite, da. Se vede la teatru că a fost teatru online, ok? Da, S-au găsit o asta formulă, este... O formulă de avarie foarte bună, foarte frumoasă. Tu joci spectacolul pe scenă. Și. Nu în loc de cei 100 sau 200 de oameni cât erau în sală, s-au uitat 2000, 3000, 7000, poate să uite și 100 de mii, că nu contează. Trebuie să vezi țeava cu care trimiți. adică e vorba de cel care trimite mai departe uh, spectacolul propriu-zis, uh -huh. deci o chestie tehnologică. M-am uitat la două, nu m-am mai uitat după aia, pentru că Măi, da, uiți e, ca la un e, film, teatru film e, și teatru, mă... teatru filmat este foarte greu de urmărit pentru că nu ți dă emoția aia pe care îți uh, o dă un spectacol uh, live. E da. și e greu, e greu, e greu să prinzi. Poate să, cred că poți să ai 15.000 de camere, poți să filmezi dar cu drona dar poți să filmezi, să filmezi cu ce vrei tu. Dar emoția, tu? Energia, aia, din da, sală și energia nu se, poate să vor inventa. E vorba de un până la urmă e vorba de un schimb de energie. Absolut. Tu Cate dai bără. tu dai spectatorului o cantitate de energie și primești înapoi. Și mai ales cei uh, care lucrează cu. Uh, hai să le spunem. Nu vreau să fiu interpretat greșit, adică nu neapărat ca botin, dar cei care lucrează, adică ei nu pot juca. Dacă nu simt reacția da, reacția, da. reacția publicului, un stand-upist, cum Eu am tu? avut eu am avut un spectacol, mă rog, am avut câteva spectacole uh, online și e, e un pic e un pic ciudat, pentru adică pentru că nu ai nicio reacție ai, mă rog, eu am avut pentru că oamenii erau și ei pe zoom și uh, erau pe camere și am rugat să aplaude, le-am le uh, le zis, băieți, okay. râd, dar nu este clar, nu e același lucru. adică. Știi de ce nu e același lucru? Pentru că una este. Păi, uh, intri într-o. In, intri într-o regulă, intri într-o. Uh, în sala de spectacol, că e bar, că ce vrei tu? Dar te uiți la omul ăla. Este respectul pentru cel care uh, debitează acolo uh -huh. prostiile pe care le-a inventat el. Că tu bei, că faci mișto de el, că îi vorbești. Asta este în, uh, cum să spun, este în regula jocului. De acasă, ce spui tu ăla? Ce reacție ai? Bun, ai aplaudat. Mamă, ce mișto ai fost. Ok. Eu recunosc că asta poate să fie, dar când, până când se inventează Uh, difuzorul și de, perceptorul și difuzorul de emoții, da. o să mai dureze puțin. Ca să fie ca pe scenă, ca pe acolo, locul în care uh, ții spectacol. Mm -hmm. Și a, stai, mi-am amintit, gata. Vezi deci, înseamnă? Ușor, ușor, bătrânelu... Zi-ta ta aici. zi Deci mi-am amintit ce um, Exact, ce multe. nu mi place, adică nu că nu mi place Ce nu uh, Ce nu te coafează Ce nu mă coafează așa. Uh, Pentru noi, cei care Am învățat să facem Acasă, adică acasă Împreună, da. deci n-am făcut școli N-am făcut asta de actorii, nu știu ce Dar noi ne-am făcut self un tot, așa. self Complet, da. complet, complet Și Băi, noi n-am vorbit uh, măscări Niciodată pe scenă în jurături, cuvintele de cu, mamă, de tată, cu mamă, de, cu tată, da. căcată, astea, nu le-am da. spus niciodată pe scenă. Pentru că, cum să spun, pentru noi scena este o chestie de un respect. Bă, aia poți să o vorbești pe stradă. Adică adusul străzii pe scenă mi se pare prea vulgar. Cu toate că actorii cum era Tania Filip în 1984 și a spus de noi când noi făceam la Gala Tânărului Actor la Costinești, am fost adus să facem în afara concursului un spectacol. Lumea s-a rupt. Pentru că noi vorbeam aceeași limbă cu publicul. Era un, un era contact direct, tot, o comunicare era ca, era O comunicare spărgeați cu al patrulea exact. perete. Nu era ca la teatru, voi nu, vorbeați nu, nu. direct. Vorbeam cu... direct da. și făceam niște prostii, dar care nu erau, cum să spun... Erau din viața de zi cu zi, dar erau era și pe vremea comunismului, deci trebuia să spui tot într-o alegorie, cu perdea tot și o da, perdea, nu spune niciodată cuvântul se ăla, se înțelegea, se înțelegea din cuvinte. text, da, și din, din joc. Așa, și din joc. Uh, ea ne-a spus atunci au venit huliganii scenei. Deci, pentru diverte se era huliganii de pe Dar mi îmi place cum, cum sună. Adică... Ba, a, noi ne-am. Oricum. Voi v-ați simțit cum... jigniți? Nu ne-am simțit jigniți. Ne-am râs, treabă ne cu două da. B. N-ați luat-o personal. Ne am luat-o personal, că... dar ne-am dat seama că există un gap, o mare diferență da. între ceea ce. cum tratam noi actul ăla artistic. Noi îi spuneam act artistic. Pentru ea, normal că nu era Shakespeare, nu era. Nu era Cehov, nu era Ibsen, nu, era... nu, nu era. Nu era din alea noi le spuneam prostelele pe da. care le aveam noi în cap atunci știi? recunosc chestia asta E acum eu nu mă acomodez deloc cu uh, cred că am mai avut noi discuția asta cu stand-up-ul care este neapărat să se vorbească cu porcării adică să se ducă la cel mai jos nivel de a, a lua aplauze și nu mai înțeleg încă o chestie și cu asta am terminat frustrarea nu mea poți de crea. bătrânel zi, zi de ce se distrează gagicile când le înjură aproape cineva? Le înjură aproape. Când le vorbești, ură cineva de pe scenă. Eu n-am să înțeleg niciodată. Eu aș lua un paharul și le-aș da lua direct în cap. Eu nu știu la câte spectacole de, de, de stand-up ai nu, fost. Nu, 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 am fost. Le-am văzut pe net și protagonistul și aici spunea a... câte și-au tras-o azi da. noapte. care lua luat băi, fată? Nu știu da. ce. Și, mă rog. și toată sala era... Bă, băiete, fetele rădeau de se spărgeau. Eu, mie, dacă îmi spunea mie cineva, adică dau 20 de lire la așa ceva, sau da. 10 euro, sau 15 lei, sau 100 de lei cât costă biletul, habar n Să-mi spună mie cineva asta, mie, că mie mi se adresează, să spunem, dacă da? Mi se spunea, bă, ți-o tras-o la fund. Bă, cred că îl luam scaunul și îl dădeam direct în cap. Și zic, bă, cred că tu ai fost. Sau, bă, fac eu acum un guler. Așa, de, ca să ne simtem bine. Eu înțeleg ce zici și nu vreau neapărat să iau, să iau partea asta, doar că pot să zic că... Da, sunt oameni care fac care fac stand-up și care apelează la foarte multe înjurături, tocmai pentru că sunt nesiguri și vor să obțină o reacție imediată sau mai știu eu ce, se iau sau, mă rog, au această interacțiune cu oamenii din primele rânduri din același motiv. Dar să știi că nu, mie mi se pare că stand-up-ul a evoluat. A evoluat. A teoric, evoluat. Vorbești foarte, de ce era acum vreo 4, tu vorbești ani, un era. pic mai din trecut. Acum mi se pare că da, sunt și oameni care în continuare vorbesc râd și uh, spun niște înjurături de dragul înjurăturilor și de dragul unor aplauze dar uh, sunt și oameni care uh, încearcă să-și ducă ideile și uh, contează mai puțin. arta asta că asta e o artă dar, foarte grea și foarte Iar greșește. legat de treaba asta că de ce râd gagicile când asta se nu uh, aici pot fi multe multe motive. Odată poate fi uh, pur și simplu, nu știu, se simte prost, știi? S-a luat de ea... Și râsul este reacția. Ca să nu par prost. Să nu par prost, sau o reacție din asta de hai să râd că, știi, totuși poate e ok, adică. Psihologic... M-a răcorit, frate, m-a răcorit gata, nu mai zic de astea niciodată, nu nu mai nu vreau să mă mai leg de voi. Da. Nu, pentru că. Cu asta închid partea de stand-up. Este deosebit de greu, știu ce înseamnă să scrii un text sau să scrii o glumă sau să-l faci și să ai punchline. Aici este este mare artă și îți trebuie experiență, să zic, îți trebuie aplomb da. și îți trebuie uh, bucuria scrisului, adică îți trebuie să știi să scrii. Nu oricine poate să facă stand-up. Că da. știi tu niște bancuri, asta e una. bancurile bancuri... Uh, Până la urmă, bancurile le iei de pe net, că nu le-ai inventat, dacă le-ai inventat tu, șapo. Dacă le iei de pe net, este imposibil să nu le mai știi 20 dintr-o sală de 100 sau 10 măcar. Ori noi aveam o regulă, dacă noi în grup, în divertis, dacă doi făceau aceeași glumă, înseamnă că nu era bună, că ne-am gândit doi la ea. Gluma era excepțională, dar dacă doi s-au gândit la ea, înseamnă că nu era Era previzibil ceea ce spunea. Ba, înseamnă că o mai face și altcineva. Da, da, da. Și vă zice din, vă zice din sală Panciu. Bă, zice unul. Da. Bă, asta mai au tot șeful da, la da, să da. ce. <laughs> da. da. e bravos. Uh, eu mă gândesc acum că ar fi destul de uh, bine să încheiem acum, dar eu aș vrea pe să... Păi pe puși pe parte, vin acum, gata, plecăm acasă. Păi, stai că păi nu... frate, dar la ce oră la ce să închide cărciu păi, Eu, eu am bebeluș acasă, ești nebun, o, trebuie o, să fiu... Aoleu, frate, da, mă. Te ai uitat cum e? Da, am uitat, pentru că a, tu, au trecut 32 <coughs> de ani, 31... Da. Tu abia acum păi te-ai încălzit, așa e? Păi eu acum... Dar stai că nu, nu, nu ziceam să ni... încheiem a, în momentul ăsta. A, ziceam am că... zis numai așa să ne pregătim, să le spunem oamenilor, bă, vedeți că acuși parcă... Nu, parcă, voiam să zic că... Eu aș vrea să, să facem, de aici încolo, aș vrea să facem o rubrică, țin foarte mult la ea, așa. mai exact un chestionar. Și este un chestionar pe care Bernard Pivot, un jurnalist francez, l-a inventat prin anii 90, după care respectivul chestionar a fost preluat de James Lipton cel care a făcut emisiunea Actor Studio, ah, Inside ah, Actor ah, Studio ah. și chestionarul odată cu uh, trecerea la uh, la James Lipton și la emisiunea lui a fost făcut celebru. Ok. Uh, eu am uh, am urmărit foarte multe emisiuni, mai ales când și eram și în facultate să -mi acum și voiam să-ți fac, să, să bravo, mă lași, să-ți fac ție chestionarul ăsta Dar așa de... nu știu de... ce să răspund, fratele. Păi răsp... Tocmai asta e mișto, că nu știi ce, să, că să nu știi faci ce, de căcat. și tu ca boomer o să zici, bă, nu știu, o să sun un prieten sau da, mai știu da, ce. Da, da, da. N-am voi că mi-am închis telefonul, nu pot să sun prieten. Ideea e că aș vrea să terminăm în forță și să terminăm cu acest chestionar pe care, cu voia ta, o să-l să tot facem la următoarele emisiuni, unde o să avem cel puțin un invitat, maximum doi, zic eu. Nu un cap doi, frate, unul singur ca să ne putem râde de Și el. să putem să Și punem... Și mai punem aici, nici nu mai punem... punem nu, să nu punem o poză. Avem nevoie de, de afiș, pentru că aici da. o să stea invitatul, îl punem pe un scaun exact. mai înalt. Și o să stea cu capul direct în asta. Cred că e cel mai mișto. Bun. Ești pregătit? Da. Bun. Bun, bine. Răspund. Deci sunt... Deci trebuie sunt, să răspund sau numai tu pui nu, întrebările? Eu pun, eu pun întrebările și tu răspunzi. A, ah, ok. Ești de acord? Dar ce să facem? Păi n-ai de ales, adică, adică da. ți-am adus și vin, nu știu da, ce mă, mai vrei. Văzut, adică... Da, mai mai păcălit. Mai atras în puteam să puteam să -ți aduc, Puteam să-ți aduc buciumeni, deci nici nu știai ce e buciumeni. Dar nici nu beau. <laughs> buciumeni <laughs> data, vi, Data viitoare. Buciumen, doamne, mai doamne eu am băut pe șantier, am lucrat la un moment dat pe șantier, uh, uh, taică-miu inginer constructor și am vrut la un moment dat să-mi câștig eu pâinea peste Foarte vară așa, înșa, între a 11 -a și a 12 -a și am, uh, am lucrat pe șantier o lună de zile și acolo se bea, uh, nu, se bea jamaica, băutură spirtoasă extra fină cu aromă de rom. Și tot așa, se făcea chetă, era 5.000, cum erau 5.000 de lei, atunci era 5.000 jumatea. Deci, practic, 5 lei. lei. da, 5 Deci, nu pot să zic ce ai trăit și după aia, sau ai trecut bă, și pe la ATI. Sau bă, ai, nu, dar uite că. Da, da. Cum zicea, cineva pe, cum zicea cineva pe YouTube, puteți uita. Puteți uita. Hai, puneți întrebările că ne așteaptă copiii. Silviu Petcu. El. Care este cuvântul tău preferat?

Pentru că într-un peisaj te pierzi. Eu mi îmi place să mă pierd. mi îmi place să mă... Eu sunt mai autist așa. Par un tip care vorbește, care... dar nu mă interesează deloc societatea mie Nu mă interesează numai să fiu eu liniștit tot... într-un loc. Ai zis că ești un, un, un tip care, dacă s-ar termina cu uh, comunicarea asta face-to-face, -face, ar avea multe de pătimit. Ui, da, am de pătimit, dar uh, dacă am de pătimit într-un peisaj, e ok. Deci, deci peisaj. peisaj? e okay. foarte frumos. Care e cuvântul care îți displace cel mai mult? Fraier, clar. Care? Fraier. Fraier? Deci când aud pe cineva care spune fraier, ești un fraier, adică... Dar pare, pare că nu zici eu, pare că zici fraier. Fraier. <laughs> nu mă, este diftongul <laughs> la locul da? lui. Dar de ce te enervează asta? Bă, nu știu, am, am, o chestie... De... Am câteva chestii care mă, mă irită. Mă irită, nu... Nu pot să spun de ce, dar starea de fraier sau când cineva îi spune altul, păi, ești un fraier. Ești un fraier. Nu neapărat mie, adică. Da, când auzi în jurul tău, da. Când îi spui cuiva, bă, dar ce eu sunt fraier să vă. Mă scoate din minte, mă scoate de peșină, adică de ce? Omul poate n-a înțeles, poate nu știe, adică de fraier asta este o lipsă de ceva. Ok. A celui care întreabă. A celui care enunță. Okay. Nu a celui care este, frate. Am înțeles. Ce te excită? A, Eleu. Din, din punct de vedere, uh, alegi tu aici, filozofic, uh, psihologic, mă, orice... ce vrei tu? Alegi ce vrei tu. Deci ce te excită? Orice poate să miști un neuron din loc. Și la mine s-a închilozat de ani de Con zile. Mai concret, Mai vrea. concret. Uh, să calculezi ceva, adică să stai să te gândești cu cât ar cădea bolovanul ăla. Nu pot să cred. Asta dacă, este, bă, când mergi cu mașina costă 20 la oră și ai probleme și asta te excită pe tine? Așa, dacă îți vezi bolovanul, accelerezi sau frânezi? Nu pot <laughs> să cred. Deci ăsta e, e, okay, e, inginerul, cum, asta e inginerul constructor de tine. Un e care face chestia. da. Asta exemplu, te excită pe tine. Din punct de vedere al... Uh, uh, mă excită întotdeauna când trebuie să călătoresc. Deci Orice înseamnă călătorie, mutat A din Adică, plecat din de... minunatul pleca... București? Ba, plecat de oriunde, pentru, că pentru mine în București e ok, adică n-am nicio treabă. Dar mersul, mm -hmm. mă sui în mașină și plec undeva. Pentru că calculezi cu ce viteză. E o chestie. Ba, <laughs> okay. în contact sau da. te duci la aeroport. Toată atmosfera, călătoria ca atare, vezi mm. aripa avionului, mai curge lichid dintr-un dintr de la, fac aripele așa. Spuneți care are legătură și cu partea uh, sociologică, adică are legătură și cu faptul că cunoști oameni uh, Și este cu... extraordinar. Pentru mine, călătoria. Cunoști este alte esenția. moduri de, de a gândi și, nu? Pe, pe, nu de asta călătoria da. și aventura cum vrei tu să o iei, orice ar fi, că mergi călare pe o măgăriță, că mergi în noți într-un recif, că mergi într-o într piscină și orice înseamnă călătorie și vizitat și asta pentru mine este... Ok. Adică fără de asta nu aș putea să... O, o si există. ok, boomer. Ok, boomer, da. Ce <laughs> da. -ai cu tata ele, poate? <laughs> Nu, nu, glumesc. Dar Următoarea întrebare, Zem. ce uh, îți e cheful? Deci te-am întrebat ce te excită, acum aș vrea să Băi, știu autoritatea, ce te... autoritatea care nu-ți elege, adică vine un, unul cu să spun, bă, voi ăștia de aici faceți cu tare, deci -mi... tu n-ai făcut Astea armata. sunt tot reminescențele din a, comunism, nu? Da? sunt chestii din comunism. Uh, pe, pe Eu n-am făcut armata. Armata nu? a fost cel mai inutil... Lucru. Lucru posibil. Dar nu te-am învățat, învățat, te învățat nici măcar. Nu te învăța cum să. să te trezești, să faci niște lucruri. Trezeai, să să faci niște lucruri la comandă, niște stupizeni, n-am văzut nu știu, nimic. să, să faci curat. curat. Unii zic că uh, armata i a făcut uh, om pentru că au învățat, uh, nu știu. Armata nu te face om în niciun fel de I-am învățat să, dă să, în... facă, să hmm. facă curat, i-am învățat nu să facă nu știu Nu te învață să faci ce... nimic. Nimic. Deci, pe mine cel puțin nu m-a învățat să fac nimic pentru cei care nu aveau de mâncat acasă le-a dat o coajă de pâine nu știu, bănuiesc Adică, pentru da. uh, cei care nu știau să scrie i-a învățat să scrie pentru cei care nu știau limba română i-a învățat limba română pentru că în jurăturile erau în românești și atunci trebuia să fiind de altă uh, naționalitate trebuia să uh, conversez cumva cu locotenențe și cu asta dar altceva să te învețe, pentru că toate sculele de tehnică, cele mai noi, erau din anii 60, bă băiatule, păi dacă venea doamne, vine doamne ferește, venea, nu știu, acum bănuiesc că sunt scule americane, poloneze, chinezești în general toate, bănuiesc că acum sunt niște scule mai de doamne ajută, păi atunci dacă venea cineva, păi ea ne băteau și cu, cu briceagul, nu știu cum zic, cu unghiera, înțelegi? Era, da, da. Nu, nu plecau mașini, nu pleca nicio. Ai bagă. făcut armată cât? un an jumate? Sau cât? Nu, am făcut nouă luni, am ah. fost băiat. Eu, am fost băiat de asta care învățase, care. Am fost ascultător, silent generation, boom. <laughs> eu. Bun. Și pentru că tot ai, ai zis de înjurături, care e înjurătura ta preferată? Păi, nu prea. Aia jur. pe care o, o zici la un moment dat cu chef, cu. Deci lasă, îți lasă gura apă, știi? E mama măsi, nu știu ce să zic. Cu așa mama măsi? Da. Asta e că umple așa puțin gura. Altfel, asta ar băga mea și asta e când ești șofer și te enervezi de a... Preferată, adică care chiar... O folosești cel mai des și o folosești poate cu un Cel mai des drag. e băgamea și asta este da. Este spusă... Dar Da, mama măsia aia pe care o zici Ei, din inimă. E mai așa, mai, e din... te mai umple o leacă. Da, te, adică, te umple adică, un pic. Adică stai să te gândești, băi, tu e mama măsia, adică ce faci ce da, da, da. mai mai... Adică okay. te mai da, da. îți mai dă puțin uh, suflu, poți să mai reziști o oră. Ai, uh, ai, călătorit, ai călătorit? foarte mult. Ai da. ți s-a întâmplat vreodată să înjuri pe cineva care nu uh, înțelege, nu înțelege limba, să l înjuri în română? Uh, bagi... nu. adică cumva nu. asta e înjurătura, e înjurătura preferată, știi? știi de ce din ce cauză n-am înjurat niciodată sau mi am mâncat cuvintele pentru că mi-am dat seama Călătorim foarte mult în ultimii 10-15 ani, auzeam aceste înjurături de la, români, A, de la român și care te fereai... măi, și atât de tare m-a scârbit na. încât întotdeauna mi-am mușcat limba, chiar dacă vroiam să înjur. Poate chiar dacă aveai motiv. Și poate de, dacă na. aveam motiv, începea o discuție cu persoana respectivă pentru că. Există această la românii care călătoresc și au putut să călătorească în ultimii ani, ca și cum dacă te duci într-o țară străină, nu ești singur pe lume. Uh -huh. Și este îngrozitor. Atunci chiar este îngrozitor să, să asculți în jurând și vorbind în gura mare, această ridicare a vocii la românii este. eu n-am să o înțeleg niciodată. Eu, mie, sunt în plăjivie, dar nu mă înțeleg pe mine. De ce trebuie să vorbești foarte tare? Păi, așa fac balcanicii, Silviu. Băi, frate, e ceva? ai fost în Italia. Italienii de ce vorbesc am atât de tare? Okay, adică. Și da. de ce ce Pentru că suntem. simțim nevoia să să Băi, ne facem. Asta stai, 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 așa să ne răzbunăm, că așa. avem și noi. Singura ceartă, am fost în niște insule în Caraibe, cu o barcă. Și am acostat într-o insulă exclusivistă, acolo nu știu ce numai cu barca puteai să vii sau dacă aveai hidroavion. Nu aveam hidroavion că nu aveam așa mulți bani. Ei. Cine să certau seara noi ne duceam să ne curcăm. Un în Un italian barca. cu un român. Doi unguri. <laughs> Doi unguri. Era, cu, era cu bosmec. Sot, soție. Era cu bosmec. Exact, era dacă era cu bosmec. Păi dar erau atât de... Adică în liniștea aia cântau niște păsărele, era un apus, o frumusețe, mama ce nu ai venit, sunt de la bar. Și stăteam în bărcuță, băi, și -o să înjurau aia acolo. Un domn și o doamnă erau, erau evident niște milionari, că acolo nu... De la ce v-ați luat? De la ce v-ați luat? N-am să-i spun că poate îmi spunea doamna ceva de la suflet. <rătări> Silviu, m-am prelungit prea mult. Ce, uh, ce sunet sau zgomot iubești? Uh, sunet sau zgomot? Da. Ce sunet sau zgomot iubești? Uh, sunet? Bă, tot ce înseamnă sunet de coarde, de exemplu. Sunet de vioară, violă, contrabas. Deci tot ce înseamnă sunet de coardă și harfă chiar. Adică okay. Tot ce înseamnă sunet de genul ăsta făcut dintr-o... Uh, este pentru mine alina. Adică cu, mă... mă... Cu de... Cu mă... Pe care îl faci cu degetele, nu îl adică? De da, 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 Sau, da, da, da. mă rog, cu. sau cu ceva, cu un arcuș, cu, ceva, sau... cu, un arcuș, cu Deci, una... orice înseamnă coardă, frecvența și căldura, toată, tot ce înseamnă sunetul respectiv, e pentru mine nemaipomenit. Bine, okay. așa, de natură, tot ce înseamnă, nu știu, câmpii, pe, tot ce e legat de peisaj. Revenim la okay. marota Ce sunet sau zgomot, urăști? a, pe. pe Zgăriatul tablei din școală cu, cu unghia. Cu unghia, nu? Aia, ai da, da, se ridică numai nu, când da, zici, te, te blochezi. Da, e, da, da. Cred că poți să-ți faci. Rămâi așa. Ce profesie. cât întrebări îmi pui? Sunt 10, stai așa. Vai de mine. Nu te grăbi. Și la ce n-am ajuns? 8. Uh, ce profesie, în afară de uh, profesia ta, ai vrea să încerci? Pilot, clar. Pilot de? Pilot de avioane, de tot ce Poate zboară. Poate fi și pilot de Formula 1, nu știu. Nu, Mă, nu știu. Uh, îmi place să conduc, conduc foarte mult, dar nu... Uh, nu dau, te duce în zona aia. Îmi dau seama că nu am curajul necesar. Acolo trebuie uh, un curaj. Băi, băi să faci Îți și... trebuie o, o mică, neb -o, mică mare să ai nebunie. să reflexe pe care eu nu cred că le am. Păi deci și la pilot se... pe avion nu crezi e, da, că ai pilot nevoie? pe avion de colegi și aterizezi, asta e cel mai greu lucru și trebuie să știi să... Dar crezi să... că ai face față presiunii? Mi-ar plăcea. A, ok. Mi-ar plăcea să mi a întrebat da. dacă mi-ar plăcea. Dar nu, acum cumva mergeam mai departe și te întrebam legat de, de presiunea că trebuie să duci în siguranță 300 de oameni. Mie, adică Și mie mi-ar plăcea să fac asta, dar Hai. mi se pare... Presiunea e, ar fi atât de mare. Este extraordinar, orice, da. orice când ai grijă de niște oameni. Bă, ce mai zici de un chirurg care are un singur om, dar ori 300 da. de. Adică sunt meserii care se duc puțin mai departe. Pilotul mi-mi se pare că el face asta în fiecare zi. Da, așa e. În fiecare zi. Na, cu orele de după fiecare zbor, Să mai stai 12 ore sau în fiecare, cum își fac ei planurile. Adică, un omul ăla. Chiar este extraordinar. Trebuie să știu o grămadă tehnic vorbind. Tot, tot, ce înseamnă tehnic pe mine mă pasionează. Deci tot ce înseamnă tehnologie, chestii, butoane, om care trebuie să calculeze din cap, trebuie să facă... Nu mai vorbesc de cei care merg cu navete spațiale. Uh -huh. Aia sunt, cum să spun, sunt academicieni toți. Nu turiștii care stau și dau jumătate de milion ca să zboare în jurul planetei câteva ore. Ok. Nu vorbesc de ea care sunt efectiv, să știi, să dea cu... Până la urmă, tu dacă, tu dacă zici o replică greșit sau nu-i dai replica partenerului, nu moare nimeni în sală, știi, adică cel mai ben, în cel mai rău caz moare de plictiseală. Exact. Tu, dacă, dacă ai greșit o manevră în momentul în care conduci un avion. Nu, dar aia, aia este un challenge. Aia este a un challenge. Aia este, okay. este un challenge și mi-ar plăcea să fac asta. Bon. Nu mi-ar plăcea să sar cu parașuta, dacă nu mă întreb de ți spun eu. Te rog, uh, cu toate ți ar că... Că... plăcea să sar cu parașuta? Am probleme cu înălțimile. <laughs> <laughs> nu am vertij, nu într <laughs> okay. un dar. Dar n-am <laughs> sucerat nimic. Bine, dacă... <laughs> Bă, bine că ți ai pus ție de bună. Lăsați, nu, lăsați, nu. Păi stai că mai avem, mai avem mai avem, nu, mai avem mai două întrebări. Mă duc acasă. Trebuie să, trebuie să mă duc să iau și ceva <laughs> de mâncare la copil, să le dau de mâncare. Uh, bun. Ce, ce profesie. Uh, în afară de a ta, bineînțeles, nu ți-ar plăcea sub nicio formă și cu asta basta să încerci. Profesie. Da. Politicienii sunt profesie? Păi nu știu, dacă ne uităm în. Uh, nomenclator? În nomenclator. Adică primarul o fi profesor, dar Actorul deci, nu apare, asta zic sigur. Cum, actorul nu există? Nu, dar ce este? Prestator servicii? Prestator servicii, servicii, servicii da. Du-te mă, nu se poate să nu fii actor. Nu știu, eu așa, cel puțin... Nu știu. Nu. Ultima oară când m-am uitat acum niște ani buni, era, apărea la prestator servicii. Nu zic, poate s-a schimbat. E posibil să se fi schimbat, nu. să fiu eu cărcotaș acum. Dar îți spun sigur că într-un moment... Apărea ca prestator servicii, deci politician. Prestator servicii și politician. <laughs> îți dai seama. Deci Manu, politician, eu, politician, nu? Am, deci uh, am o repulsie, nu? n-am găsit încă un. Adică... Înțeleg, poate, cei tineri care, mamă, ce miștoi să fii, să ajuți oameni. Poate există un 1% în România vorbesc, nu vorbesc de... În Occident există școli, ok, există no. școli de politicieni și când termin facultatea respectivă, nu știu cum se numește în Franța, te duci pe stânga sau pe dreapta și te angajezi la Partidul Socialist sau la Partidul de Dreapta cu tare. Bă, am făcut școală, patru ani, tac, tac, pac, pac, mi-am făcut. Deci, ai, știi să dai cu ăsta, știi să și da și nu, să exemplifici la fel de bine, adică nu e nicio problemă. Orice poți să argumentezi. Asta este adevărata școală. Mie nu-mi plac oamenii ăștia. Deci, nu. Orică fac școală, orică nu fac școală, mă pregătesc să mă păcălească cineva. N-am văzut unul. 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 Să vină, bă, să abă, așa o chestie. Băi, fraților, stați așa, hai să construim, hai să facem, hai să drăgem, hai să. Adică, să o iei invers. Întâi să faci și după, după aia, aia să vorbești. Și după aia să, să vorbești. Ok. Eu așa văd, eu în capul meu cartezian și de boomer de 2 lei, eu așa văd lucrurile. Adică, dacă nu te pricep la nimic, cum poți să ai grijă de. De ce te faci de... politician? Păi te faci politician că nu te da, pricep da, la da, nimic ca da, să o înțeleg. Da. Dar dacă nu știi să bați un cui sau să mânuiești un cal sau nu știu, să știi să faci ceva în viața ta, atunci poate din generozitatea ta din chestiile astea, bă, hai să dau din ce știu eu și la ceilalți. Aplic ceea ce am învățat la ceilalți, ok? Fac un mare abator. Sunt cel mai bun abatorist din lume. Fac cel mai bun abator din țara asta. Îi tai pe dos de rup. În da. sensul ăsta. Ok. Uh, Silviu Petcu. Uh, Sil eu. Ultima întrebare și aici chiar uh, aș vrea să te rog să, să te gândești un pic și să-mi dai un răspuns uh, scurt. Dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună atunci când îl întâlnești la porțile raiului? Ai făcut bine, mă băiete. Super. Păi nu asta vrea toată lumea să fie mângâiat pe cap și să spună de autoritatea care e ea, că e ala, că e Dumnezeu, că e da. Cu dat, că e... Da, mă, ai făcut bine. Și să nu te certe, din sensul ăsta, să nu mai ieși de la ăsta altul care vine să te certe. Să, să nu zică, uh, Petrică condul pe domnul jos. <laughs> uh, 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 yeah. da, ai, la da. topogan cu Da, du-te un pic. Uh. La topogan. Bine, păi... Uh, păi eu ne vedem suna viitoare. viitoare. O, să avem, uh, o să avem și invitați. Uh, eu aș vrea să le zic oamenilor să comenteze și să... Uh, să dea un like dacă le-a plăcut. Uh, măcar așa de încurajare, pentru că cred că durează un pic de timp până o să ne uh, bai, simțim și să, noi și o să, până o să ne. Și noi la neamuri, la rude, la astea sau subvetem. Și mie mi-ar da, mi plăcea să dea un, un coment și să să, să să spună pe cine uh, ar vrea să uh, să vadă aici la, la boomerul și milenialul. Adică ce, ce fel de invitații, din ce domenii, chiar nume, prenume, kilograme noi și așa mai sunăm, departe. Noi chid că ei nu ne răspund, dar da. noi îi sunăm pe toți și până la urmă, vreo 2 okay. trei tot o să adunăm. Mi-a plăcut foarte mult. Dacă aduci e, și eu. data viitoare, vine ok, nu e. Da, e bine, da? Bine e foarte Silviu. Foarte bun început bine. Ei!